Colecția etnografică Lada cu Zestre din Miron Costin, Comuna Trifești, Județul Neamț, a luat ființă acum 10 ani, aproximativ 10 ani, dintr-o inițiativă personală. Inițial am găsit reticență în porțile localnicilor, dar cu timpul oamenii au văzut dorința mea și a tatălui meu de a promova și de a colecționa portul popular din zona și din satul nostru și cu timpul ne-au dăruit foarte multe costume populare. Inițial, colecția a fost depozitată, dacă putem spune așa, în casa familiei mele. În câteva șifoniere am putut pune costumele populare, iar o parte din obiecte le-am depozitat într-o magazie. Acum 3 ani de zile am solicitat primăriei Comunei Trifești o fostă școală. Am amenajat aici, după o reabilitare pe cât am putut noi a clădirii, am reușit să amenajăm 2 camere principale, una dintre ele reprezintă gospodăria țăranului român, cu tot ceea ce înseamnă ea, și pornim de la bancul de tâmplărie, care are un rol deosebit de important în ceea ce privește toate procedeele tehnologice de producere a lânei, a lemnului. Deci, cum am spus, o mică parte din această încăpere este destinată tâmplăriei, apoi în centru putem să observăm un război de țesut care ne ajută pe noi să înțelegem cum au fost create multe bijuterii, dacă putem să le spunem așa, din ceea ce privește costumele populare, țesături, scoarțe, carpete, pe care noi astăzi le admirăm cu plăcere oriunde am merge în diferite muzee. Un alt colț din această încăpere este reprezentat de un cioban care are în grijă mai multe scule, instrumente și obiecte destinate ciobănitului. Bineînțeles, omul de la sat a fost foarte muncitor, de aceea i-am dedicat și lui un colț în ceea ce privește cositul și obiectele cotidiene pe care le foloseau. O altă încăpere este destinată costumului popular din satul nostru, dar mai cu seamă și din zona etnografică, dacă putem spune, a Moldovei. O altă mică încăpere din mica noastră colecție este destinată în două direcții, zic eu, destul de importante pentru istoria locului, dar mai cu seamă pentru istoria națională, să spunem așa. Într-o parte putem regăsi obiecte militare din cele 2 războaie mondiale, brevete, decorații și câteva reprezentări ale costumului militar, iar în altă parte a acestei mici încăperi mai putem regăsi obiecte provenite din mediul religios, de la biserică, câteva veșminte preoțești. Colecția în sine însumează în prezent foarte multe obiecte, estimăm undeva la 3-4 mii de obiecte, piese de port popular, obiecte singure sau obiecte compuse din camera destinată gospodăriei țăranului. După înființarea muzeului, această mică comunitate a satului Miron Costin a aflat de inițiativa aceasta și a fost dornică să participe cu câte puțin pentru a promova și pentru a lăsa o urmă în această pagină din istoria locală.